revenim în direct partea a doua la Doctor Medica. Vorbim despre abordarea pacienților cu patologii asociate în implantologie și chirurgie orală. Cum ar fi pacienții cu diabet, boli cardiace, osteoporoză, oncologie, obezitate, dacă și ei au anumite probleme stomatologice, cum pot fi rezolvate? Și amănunt aflăm de la invitata noastră din această seară, doamna doctor Anca Vereanu, medic primar stomatologie generală, specialist în chirurgie dento-alveolară. Bună seara! Bun Bună venit. Seara! Mă bucur că ești la Medica în seara asta! Mă bucur și eu, mai ales că este o televiziune eminamente medicală. Și... Da! Și cu un public drăguț, care sper să sunați, să profitați de prezența doamnei doctor și să adresați întrebări 0310699956, mai ales dacă aveți patologii asociate, diverse probleme, alte probleme, tratamente pe care le urmați și aveți nevoie, iată, de implanturi dentare, de a rezolva anumite probleme stomatologice, pentru că se întâmplă ce e de făcut, nu? Sigur, nu ne referim acum doar la implanturi dentare, ci orice fel de manevră chirurgicală la nivelul cavității. Corect. Orale, pentru că și implantul dentar necesită aceeași pregătire ca orice extracție de dinte, e aceeași anestezie și avem aceleași precauții în cazul unor boli asociate. Păi hai să discutăm. Eu ți-aș propune să luăm cazuri concrete, nu? Persoanele cu diabet, pentru că sunt destul de multe persoane cu diabet. Știm că în diabet rănile nu se închid, să există acest risc, nu se închid la fel de repede. Uite, dacă vine vorba de implant dentar, de chirurgie, de ce spuneai, de orice lucrare stomatologică, ții cont de anumite lucruri, faci acea intervenție cu precauții, știind că ai o persoană diabetică, nu știu. Absolut. Cum se întâmplă? Diabetul, din păcate, este foarte des întâlnit, chiar și la tineri, adică și o persoană copii? De 40 de ani e considerată tânără. Bine, la copii nu vorbim despre implantologie sau astfel de... Da, dar de alte da, intervenții chirurgicale sau știu... Da, cine e sectorul sau nostru de interes sunt persoanele mature care au nevoie de implanturi sau de extracții și persoanele cu diabet, cum ai spus, care au răni, care nu se închid, sunt niște diabete de decompensate, vechi, diabet de tip 2, netratat sau tratat necorespunzător, care este într-o fază destul de avansată. Pentru că aceste răni care nu se închid la nivelul membrelor inferioare, în general, deci la nivelul extremităților, au de a face da, cu o afectare a vaselor de sânge superficiale, a capilarelor. Ei au stază venoasă în extremități și atunci orice fel de tăietură, lovitură, nu se vindecă și pot ajunge, știți foarte bine, până la amputația unui deget, labei piciorului, până la gambă. Deci, din punct de vedere stomatologic și al chirurgiei orale, un bolnav cu diabet trebuie tratat cu foarte multă atenție. În primul rând, trebuie să vedem ce hemoglobină glicozilată are. Este mandatoriu, deci este obligatoriu pentru orice pacient căruia îi cerem un set de analize și care vedem că are o glicemie ridicată. Mulți pacienți nu știu, sau au fost multe descoperă cazuri. Nu când vin la stomatolog, da, am și descoperit când faci aceste în cabinet. Investigații, da. Descoperă glicemia crescută. Noi, în general, pentru un implant simplu, nu prea obișnuim să cerem un set întreg de analize, dar în cadrul unei anamneze, cu puțină experiență, cam îți dai seama dacă e cazul să-i cer mai multe analize, nu? În primul rând îl recunoști, îi faci un consult și cerem și un set de analize măcar din trecut, dacă are în ultimul an, în ultimele 6 luni, sunt foarte în regulă. Dacă pe aceste analize găsim valori crescute ale glicemiei și pacientul spune că el știe că a mâncat, a băut cu o seară înainte să te ducă la analize, este posibil să crească fals glicemia, nefiind vorba despre un diabet. Dar trebuie neapărat investigat. Deci neapărat trebuie să-i cer un set de analize. Și dacă glicemia este mare, trebuie să, în mod normal, trebuie să ducă la un medic diabetolog. Medicii nutriționiști se ocupă de diabet. Eu, din punct de vedere stomatologic, cer întotdeauna o hemoglobină glicozilată sau glicată, cum știe asta lumea. Înseamnă că asta ai înseamnă media glicemiilor pe câte luni? Pe 3 luni. Deci, și de ce este media glicemiilor, ca să înțeleagă lumea? Această hemoglobină glicozilată nu poți să o păcălești. Deci dacă tu ești un bolnav cu incipientă de diabet, pe care ți-l negi, că sunt mulți care spun, nu-i adevărat, nu am, am mâncat mai mult, mai dulce, am băut, da, sau am puțin, dar de fapt ei crescută. Pușcă puțin în început de diabet. Această analiză nu te poate păcăli nici pe noi ca doctor, nici pe ei ca pacienți. Da. Pentru că ce înseamnă
glicemia. Este conținutul de zahăr în hematii. Hematiile sunt celulele sanguine care trăiesc 3 luni. Astfel încât hemoglobina glicozilată, această analiză, face o medie a conținutului în aceste celule, care sunt celule care sunt născute ieri, alarter, săptămâna trecută, acum o lună. Deci, practic, se face o medie a conținutului de glucoză în sânge și dacă această medie este trecut de 6, da, înseamnă că el este diabetic. Noi avem voie să facem orice fel de intervenție în cavitatea orală la un pacient diabetic compensat dacă această valoare de hemoglobină glicozilată este 7,5. Dacă depășește și este în jur de 8, trebuie să existe o alarmă și pacientul să fie tratat. Adică nu-i ajunge numai regimul alimentar. Eu n-aștept deloc, îl trimit la diabetolog și la mine să vină cu această valoare. Deci ori îi dă medicamente, sunt tot felul de medicamente specifice diabetului incipient, dar avem pacienți cu un diabet avansat care trebuie să treacă pe insulină. Am un pacient cu care am discuții frecvente, pentru că i-am pus implanturi mai de mult, de când eram noi la spitalul militar, șeful meu i-a pus, după care l-am preluat eu, și el e un diabetic vechi. A pierdut primele seturi de implanturi și a venit la mine să-i mai pun niște implanturi și am spus, nu se poate până nu-și reglează diabetul, are întotdeauna glicemie de peste 300. Wow. Este un pacient care nu e compliant la tratament. Când îți povestește unde a fost, îți spune că a mâncat spaghete, cozonac, ciocolată. Deci e interzis. Dacă vrei să ții la sănătatea ta, este o boală destul de grea care are degete de mânușă care se întind și îți atacă ochii. Tot corpul, exact. Neuropatia diabetică. Această boală, diabetul prin neuropatie, afectează nervii periferici. Ochiul prin gâtuirea vaselor de sânge care alimentează retina. Deci din cauza asta, în fazele avansate ale diabetului, pacienții nu mai văd. Din cauza aceasta, pacientul diabetic are dinți mobili și nu e parodontoză, cum mulți cred că aoleu, am parodontoză. Nu, este un diabet necompensat. Nu vor să treacă pe insulină, că li se pare că este foarte greu, cu toate că insulina le-ar da posibilitatea unei vieți echilibrate și marele avantaj de a mânca orice. Un pacient sub insulină poate să mănânce ciocolată, poate să mănânce orice, atâta timp cât își cunoaște organismul, cât își dozează glicemia și știe să-și dozeze apoi insulina. Începe să se cunoască. Și iată, dacă își reglează valorile glicemiei, poate să facă și intervențiile stomatologice. Bineînțeles, dar un nevoie. Pacient insulinodependent este un pacient care întotdeauna vei avea această, ce să zic, un topor, un pumnal deasupra capului, că vreodată, da, o sabie deasupra capului, că va pierde implanturile dacă nu își merge bine cu valorile de glicemie și cu insulina. Dacă este acest pacient, cum îl am eu, pe acest domn, care nu vrea să înțeleagă să treacă pe insulină, se roagă de mine să-i pun implanturi. Zic eu cu mânuțele mele, niciodată. Zic, dar sunt foarte multe cabinete în oraș, cineva poate să spună, dar eu consider că este malpraxis să faci așa ceva. Deci și noi trebuie să ne alegem pacienții, numai pacienții ne aleg pe noi, pentru că un pacient care nu este compliant la tratament și la indicații este un pacient care va avea un eșec. Iar eșecul atunci, până la urmă îți aparține. Exact, da, îți aparține prin alegerea pacientului, prin faptul că pacientul nu-i ascultător, cu toate că semnează o grămadă de acte, nu? El când se duce pe stradă, zice că tu i-ai pus implanturi și el le-a pierdut. Deci, practic, ce se aude în târg este că tu n-ai fost un medic bun. Și nu deci, e bine că se întâmplă da, un așa, pacient deci care nu-i ascultător este un pacient care, pe care eu nu-l iau în tratament. Bun. Înțeleg că am primit un telefon în regie, îmi spune colega mea Laura, o telespectatoare care spune că are fibrilație atrială și urmează un anumit tratament, are nevoie să-și extragă o măsea. Și te întreba, Anca, în ce condiții? Păi da, ea trebuie să ne spună ce medicație are, pentru că eu nu sunt cardiolog să știu ce medicație are la fibrilația atrială. Dacă vorbim acum de boli cardiace, cardiovasculare, hai să vorbim. Am putea să trecem la capitolul ăsta. Avem o plajă mare de pacienți cu probleme cardiace. Cei mai mulți din ultimul timp, nu știu cum se întâmplă, de o lege a serilor, în ultimul timp am foarte mulți pacienți operați pe cor deschis. Sunt foarte mulți pacienți cu stenturi cardiace, deci care au avut infarturi, da, miocardice și au fost stentați, sunt pacienți care au 5 stenturi, 3 stenturi, sau operați pe cord deschis din cauza de probleme de valve, da, valvele cordului. Acești pacienți sunt o clasă foarte specifică de pacienți care trebuie tratați cu multă atenție. Ei se pot trata.
am pacienți refuzați de alte cabinete de frică. Da, poate că medicii nu sunt destul de experimentați să abordeze un astfel de pacient. Bineînțeles că și ei trebuie să fie tratați, dar trebuie să avem foarte bună colaborare cu medicul cardiolog. Și o să dau niște exemple foarte, cel mai bine, foarte clare. De exemplu, un pacient cu stenturi. Să recunoască și să... Un pacient cu stenturi. Găsească o rezolvare a problemelor. El are un tratament, în primul rând, pe lângă anticoagulare, el are antiagregare. Antiagregarea este neapărat obligatorie să nu o întrerupă. Ce este antiagregantul? Sunt niște produse pe piață, aspirina, Plavix-ul. Da? Astea sunt antiagregante. Și acest pacient nu are voie să întrerupă acest tratament, pentru că stenturile alea sunt puse pe coronare și trombocitele se agregă și toate și fac cecheaguri de sânge și atunci iar este în iminență de a face alt infarct. Exact, da. Dar există mai nou niște stenturi la care ai putea să renunți la acest antiagregant pentru câteva zile ca să poți să fii operat. Stomatologic. Da, și sunt stenturi care au obligația ca un an de zile după montare nu ai voie să oprești antiagregantul. Un an de zile. Deci ar trebui cardiologul intervenționist care a montat stenturile să ne spună ce fel de stenturi și cam când am putea noi să intervenim. Bineînțeles că putem să intervenim, dar trebuie să știm foarte bine ce medicație are și ce avem voie să facem. Pentru aceste cazuri... Te referi la doamna care a sunat? Nu, sau eu mă refer la stenturi. Cei cu stenturi. Iar o fibrilație atrială, trebuie să vedem ce implică această patologie, ce tratament are. Eu nu fac de capul meu aceste tratamente pentru că am învățat foarte multe, pentru că am o anestezistă în cabinet cu care colaborez și pentru că eu sunt curioasă, am învățat foarte multe de astfel de boli de patologie generală, dar trebuie să întrebăm cardiologul. Anestezista mea îi vede pe toți într-o consultație preanestezică. Acești pacienți eu nu îi operez decât sub control anestezic, chiar dacă ei nu sunt sedați. Eu am o anestezistă lângă mine cu control de tensiune, cu absolut tot ce trebuie ea să facă ca eu să pot să operez liniștită. Și ea face în acest control și de la ea am învățat aceste lucruri. Deci sunt stenturi care pot fi, pot să monitorizez acest tratament astfel încât acești pacienți să poată primi implanturi, pentru că ei sunt niște pacienți odată stentați absolut normali. Sunt pacienți care au revenit la muncă, fac sport, exact, urcă pe munte, normală, deci ei nu sunt niște pacienți bolnavi. Numai că stenturile ne obligă să fim atenți puțin la ce oprim și când oprim. Mulți după un an de zile nu cred că mai au tratamentul ăsta cu antiagregant, cred că rămân doar pe anticoagulant și atunci se pot face niște tratamente. Da, dar cei e bine cu... ce ai spus, colaborarea cu medicul cardiolog, că dacă are omul nevoie... În anul respectiv nu poți să stai să aștepți cu durere, cu probleme. Absolut. Nu poți să stai, dar cumva poți să temporizezi și nu pui implanturi. Adică trebuie să faci niște operații foarte mari. Există și proteze care se pot pune de etapă pentru a temporiza tratamentul. Nu întotdeauna am avut mai implanturi. Nu există numai implantul pe lumea asta. Implanturile sunt... Noi am mai tot povestit. Implanturile sunt... Și tu ești genul de stomatolog care încearcă să salveze dinții. Eu încerc să salvez orice ciot în gură care se mai poate fi salvat. Și încerc să propun pacienților și tratamente care nu sunt așa de scumpe, numai cu implanturi. Nu toată lumea are bani, nu toată lumea se califică din punct de vedere de sănătate, alte boli. Există și alte modalități de tratamente și important e să fii corect tratat. Și atunci facem o proteză mobilă. Pacientul în general este pur și simplu îngrozit că o să aibă o proteză mobilă, dar decât să stea cu niște resturi infectate în gură, care să-i pericliteze starea de sănătate generală, putem să facem niște extracții simple. Și apoi să-i facem niște proteze mobile în așteptare a câteva luni ca să treacă și să putem să gestionăm celelalte patologii. Mai sunt cei cu operații de valve, care iarăși sunt un grup aparte. Ei de foarte multe ori nu mai au o medicație foarte vastă după un an, doi de la această operație, dar sunt în risc de infecții cardiace de valvă, deci se fac endocardite și acești pacienți trebuie foarte bine gestionați cu antibiotice preoperator. Deci avem o schemă de antibiotic pentru acești pacienți care au operații pe valve. Un pacient cu stent nu trebuie să-i faci profilaxia antibiotică înainte de operație, cum trebuie să-i faci unui pacient care este operat pe cor deschis și s-au schimbat valvele. Da.
pacienta cu fibrilație atrială este, ea are de fapt simte că are fibrilație pentru că îi face inima așa, îi bate. Nu, spunea că urmează tratament, însă nu știu cu ce anume, poate revine și ne spune substanța activă a medicamentului sau în general, cel mai bine sfătuit împreună cu medicul cu cardiolog, așa da? Cum ai spus. Fibrilațiile astea știu că se rezolvă, se ablează focarele astea. Fibrilația înseamnă că inima are mai multe centre care produc bătăile inimii. Și atunci, dacă două centre intră, ea are, cum zicem, popor, îi gâlgâie în gât, simte că o ia inima înainte, cum zicem, popor. Asta e fibrilația. În general, se pot gestiona absolut în... Ca să poată... Da, trebuie să se ducă la cardiolog, să-i ceară cardiologului un punct de vedere pentru chirurgie stomatologică. Extracții, implanturi, avem aceleași anestezie. Dacă putem să folosim cu vasoconstrictor, dacă nu putem să folosim vasoconstrictor. Deci asta se poate rezolva și în acest caz. Da. Că tot vorbeam de cei cu boli cardiace, hipertensivi. Nu știu, când ai o tensiune ridicată, la fel poate că mulți nici nu știu că au tensiunea 20. Dar noi le luăm tensiune, am descoperit și cu tensiune 21, direct la urgență am trimis pacienta. Deci ea vroia să operez, nici nu știa care tensiune, era o femeie foarte îmbujorată tot timpul. Și... când să mă apuc să o operez, uite, de atunci nu i-am luat tensiunea înainte de operație, o femeie la 72 de ani, foarte drăguță, așa, și mi s-a părut mie cam îmbujorată și mi-a zis, domnule, nu știu ceva, parcă am o problemă cu înghițitul, am o senzație. Nu mi-a zis nimic care avea tensiunea această informație, de-aia am zis asistente, auzi, hai să-i luăm o tensiune. 21 avea. Și n-ai mai operat-o. Mă, direct am trimis-o la urgență, la sanator, că e aproape de noi. Dar am vorbit cu cardiologa. Nu mai dăm, da, la un spital. Și da? Așa. Am vorbit cu o cardiologă, care întâmplător era de gardă, și direct am trimis-o la camera de gardă. Deci da. Nu deci sunt lucruri... Trebuie, iar ea nu știa. Valoarea tensiunii, la fel să ai tensiunea normală ca să poți... Normal. De ce? Nu e nicio problemă că ești un puțin hipertensiv sub tratament, dar sângerezi foarte tare. Un pacient care are tensiune sângerează și te deranjează în plagă. După aia se umflă foarte tare pentru că el sângerează și postoperator. Operăm pacienți hipertensivi, dar ei trebuie să-și ia medicația. Un pacient hipertensiv bine tratat. De emoție, oricum când indica de emoție bine, în gură, eu văd că îi crește tensiunea, pentru că la un moment dat operând, sângerarea de este... De halat se cheamă, nu? Și de asta, tensiunea de halat, când ai emoții, că te duci la cabinet, că te duci da, la nu știu, medic. Tensiunea de halat sau tensiunea de situația lui, că e frică ce-i face eu acolo în gură, se aud frezele alea, toate zgomotele, noi zicem, aspira, pacient, asistente, aspiră, aspiră, de ce s-o fi gândit el că aspirăm noi de acolo? Că eu nu pot să spun că vezi că are un cheac de sânge în gât sau nu știu unde, să sperie pacientul. Eu iară cu mâna, aspiră, deci noi vorbim, facem multă mimă acolo în cabinet, păi da, ca să protejez pacientul. Dar un pacient bine tratat, hipertensiv, el nu mai are tensiune. Deci pacientul cu boală hipertensivă nu are manifestări, pentru că dacă e bine tratat, un pacient care e hipertensiv și are în continuare tensiune, nu e bine tratat. Trebuie să meargă la cardiolog și să-și regleze dozele, pentru că ori sunt prea slabe medicamentele, ori nu le ia cum trebuie, ori uită să le ia. Și hipertensiunea este foarte periculoasă. Da. Poți face un accident vascular cerebral, acea doamnă la 21 și ea nu simțea nimic, pentru că pacienții care au tensiune, așa sunt obișnuiți, îi doare capul, simt că îi pulsează capul, au amețele, adică tensiunea. Da, dar știi că mulți nu se simt bine după ce și-au tratamentul și tensiunea scade. Pentru că iarăși sunt prost tratați și intră în hipotensiune. Deci trebuie să te duci în primul rând, că de aia sunt și holterele alea care se pun, de aia pacienții hipertensivi, un pacient corect hipertensiv își ia tensiuni dimineața, la prânz și seara, culcat, sculat, și își face o diagramă să-și urmărească tensiunile și atunci să zice la doctor cu notița: uitați, domnul doctor, eu ce tensiune am dimineața, la prânz, de ce am minima, maxima? Se duce la cardiolog cu o notiță. Cardiologul cum să te trateze? El tratează ce găsește în momentul în care te duci la el, la consultație. Da. Nu știe un istoric. Deci nicio problemă pacientul hipertensiv pentru noi să-l tratăm. Dar să urmeze tratament și să aibă valori normale ale tensiunii, exact ca și în cazul glicemiei, ca și în cazul persoanei cu diabet. Da? Deci dacă valorile sunt normale, se normalizează, atunci poți să faci orice intervenție stomatologică. Vorbim și de cei cu kilograme în plus, prezintă risc? Pentru mine, eu operez greu, că au brazul gros. Intri greu în gură. Așa, nu, pacientul obez, în general, are patologie asociată diabetul.
Da? Și cine nu l-are, o să-l aibă, pentru că asta este obezitatea. Nu avem probleme în general cu grașii, cu obezii. Problema e că abordul este foarte greu, pentru că un pacient care este gras are foarte multă grăsime și pe față și în gât. Da? Și atunci gâtul fiind atât de gras face presiune, pacienții foarte grași sfărăie. Noaptea foarte tare. Exact. Și atunci este o dificultate de a face o operație cu termen lung, deci operație unde trebuie să faci extracții, regularizări de creastă, adiții, implanturi, durează și 3-4 ore. Un pacient cu asemenea tipologie de obezitate stă foarte greu pe spate, nu mai respiră. Pacienții grași dorm cu 2-3 perne pentru că ei intră în insuficiență cardiacă, respiratorie peste noapte, da, în poziția de cubit dorsal. Respirația se întrerupe în timpul somnului? Sigur că da. Și atunci e foarte greu să-i operezi. Eu, de exemplu, lucrez în poziție orizontală la scaun și eu lucrez așezat, adică eu lucrez într-o poziție corectă și ca medic și ca pacient. Pe acești pacienți trebuie să-i operezi în fund, să stea în șezut, ca să pot să nu se nece, că se neacă cu toate secrețiile. Gâtul este foarte micșorat. Intră în panică, sunt alte probleme, dar nu neapărat pentru ei. Bun. Hai să vedem bolnavii cu osteoporoză. Pentru că osteoporoza ce înseamnă? Cea a fragilitatea oaselor. Mă gândesc că și aici avem os, dacă în os intră implantul, ai sau n-ai os, faci adiție sau nu de os. Osteoporoza pot apăra probleme este mai mult manifestă la femei, foarte puțin bărbați au osteoporoză, da. Pentru că osteoporoza se însoțește de deficitul de estrogen pe care femeia îl are la menopauză și cum la noi în țară încă multe femei se feresc să ia hormonoterapie în menopauză, ceea ce face foarte bine pe oase și pe profil cardiac și pe psihic și pe întinerire, dar sunt teorii diferite. Una din patologiile femeii la menopauză după 60 de ani este osteoporoza, adică fuga mineralului din os. Din cauza aceasta foarte multe femei și nu fac mișcare, pentru că sunt femei care nu iau hormonoterapie, dar sunt foarte sportive. Sportul te ajută și îți întărește oasele. Deci femeia sportivă nu va avea osteoporoză niciodată. Ce înseamnă sportivă? Merge cel puțin 2-3 mii de pași pe zi. Face sport, se duce. Nu știu, freacă geamurile în casă. Dar deci prin casă că... Pașii prin casă nu se pun, că faci 3 pași și mai iei o bomboană, mai faci 5 pași și mai guști o sarma. Nu. Pentru că tot timpul, toți pașii femeii trec prin bucătărie în casă. Nu e bună. Nu, pașii în casă nu sunt buni. Deci mișcarea asta nu nu e bună mișcarea asta, nu? Decât dacă ai lacăt pe frigider. Da. Eu când stau acasă, mi se pare că trece timpul mult, greu și mănânc mult. Că tot timpul e ceva bun pe masă, păi, da, tot timpul rămâne acasă, ceva. Nu că păi de aia nici nu stau acasă, că vreau să arăt bine, să muncesc și să nu mă îngraș. Acasă tot timpul, în vacanțe, iau chile. Deci să revenim la osteoporoză, da, la lucrurile serioase. Osteoporoza avansată, deci care este investigată, știți că există un test care ne spune ce grad de osteoporoză avem sau dacă avem. El se numește DEXA, da? Este o densiometrie, se face o densiometrie osoasă care îți spune, poți să o faci în diferite zone, poți să o faci la coloană, poți să o faci pe oase lungi. În general, femeile au dureri mari de șold și de coloană. Astea sunt cele două segmente care afectează femeia la menopauză. De aceea, toată lumea a auzit de fractură de col femural, nu? Cade femeia în vârstă pe jos, se împiedică și își rupe femurul, nu? Și atunci rezultă o perioadă mult de stat la pat, din care multe nu se mai ridică asta niciodată. Să spun că este o perioadă... Dar asta e pe osteoporoză. Da. Deci, dacă femeile nu cad în lene și în comoditate, cum sunt foarte multe femei la 60, la 70 de ani, la 80 de ani, nu mai vor să se ducă sau doar la televizor, ele sunt candidate de aceste fracturi când vor cădea, pentru că oasele lor nu mai sunt funcționale, pentru că ele nu mai merg, nu mai au mișcare. Dar cum se tratează? Foarte mulți de tratamente au ca substanță de bază bifosfonații. Dar nu mai dăm domeniul comercial, dăm am înțeles. Medie, da, dar medicamente. Medicamentul de elecție pentru osteoporoză avansată este bifosfonatul. Această substanță face aceste oase de sticlă foarte tari, da? Dar ele nu mai sunt niște oase care răspund bine dacă ai o fractură sau dacă pui un implant sau dacă scoți o măsea. Există studii, că este un procent foarte mare pe care nu-l dau, că nici nu mai știu și nici nu mai contează, dar este un procent de
necroza maxilarelor atunci când faci implanturi la o astfel de pacientă care ia bisfosfonații de mulți necroză ani. Deci ea are țesutul acolo unde e o necroză. Deci acolo nu ai potențial de vindecare. Buba aia în os, care ai acolo o rană, că tu ai făcut cu implantul o gaură, vrei să se vindece. Nu se vindecă, dimpotrivă ea se mărește. Necroză înseamnă putrezire. Deci, practic, nu ai potențial de vindecare. Sunt persoane care au răni în gură și de un an de zile nu se închid. De asemenea, fracturi nu se vindecă. Păi adică, ce fac? Nu ai implant, ai... Deci nu ai implant, ai proteză. E foarte periculos să pui implanturi pe pacienți cu aceste patologii și cu acest tratament în antecedente. Există tratamente de osteoporoză, nu cu bisfosfonat, sunt alte substanțe. Dar stai un pic, dacă face o perioadă pauză... Trebuie să aibă o perioadă foarte mare, cred că de un an, cel puțin, atunci, pauză. Da. Poate... Mama mea a fost în această situație. Deci eu i-am pus implanturi ei și am avut o discuție cu sora mea care ea o trata cu aceste medicamente și i-am zis ok, proteză totală sau îi lași tratamentul un an de zile, eu nu-i pun implanturi. Și atunci n-am mai luat tratament vreun an de zile, i-am pus implanturi, n-a avut nicio problemă, putea să fie în procentul în care nu e o problemă, pentru că nu toată lumea face. Nu, dar este un factor de risc. Deci asta este cu osteoporoza. Și mai vreau să spun un lucru, osteoporoza nu este manifestă la oasele maxilare. Deci nu, au fost studii, am citit niște studii mai de mult, în care au fost studiate mandibule maxilare ale unor persoane cu osteoporoză pe osteodensiometrie, da, și unități household în care se vede mandibula. Sunt femei, chiar azi am operat o femeie de 72 de ani, dar abia am forat în oasele ei, deși nu ia niciun tratament, da? Deci foarte dură mandibulă. Pe când am forat oameni tineri, bărbați, la cărora le-am pus implanturi și osul este ca o brânză de moale. Deci există puțin, cred că are legătură cu vitamina D, cu hrana, cu genul de sportivitate. Cred că asta este mult mai important decât medicația sintetică. Da. Dar spuneai că mai sunt și tratamente fără bifosfonat și atunci nu există... Bineînțeles, și atunci poți, nu este niciun risc. Acest bifosfonat, să se uite femeile în prospectul medicamentelor pe care îl iau, să vadă dacă conține bifosfonat sau bisfosfonat. Este corect ambele denumiri. Da. Și atunci, dacă vor să facă tratamente, să se ducă la medicul lor reumatolog care le-a prescris și să treacă pe altă terapie. Da. Și să fie mai sportive. Ca să întărească. Da, pentru că, vezi, nu ne gândim la os ca un organ viu, dar cum te-ai gândit la inimă, la ficat, da? Îl vezi un os, da? Ăla e săracul. De noi orice avem în organism se numește organ. Osul este un organ, da, este și nu el. Realizăm asta. Dar știți vorba aia, funcția întreține organul? Nu e funcție, organul se atrofiază. Deci, dacă nu mergem, nu facem sport, oasele noastre nu mai sunt așa de viguroase, pentru că nu mai e nevoie. E ca la maxilare. Nu vedeți că dispar molarii de minte și mulți copii nu mai au premolarii 2? De ce? Pentru că hrana s-a făcut atât de moale, de procesată, toată lumea taie mic la copil și dă totul pasat. Astfel încât noi nu mai mestecăm. Păi carnea, ce carne mâncăm acum? Toate porcările de pui de ăștia injectați care sunt foarte moi. Mai mâncă cineva un carne de pui de la țară, de la negru, de care ți rămâne în dinți dumațe? Da. Păi ca să mesteci o asemenea carne, da, îți trebuia de forță. De minte, da. Acum, de două ori ai plimbat în gură bolul alimentar, s-a dus pe gât că e moale. Nu? Toată carnea e moale, toată carnea de vită e... Nu? Ce vacă aveam noi când cumperi vițel de la țară, taie cineva un vițel, nu? Acum cât mai are voie să-l taie, că am zis că nu mai avem voie să cumpărăm carne de vițel de la țară, după noile legi ale comunității europene. Deci luai o carne de vită de la țară, îți rupeai dinții în ea, nu puteai să faci decât salată de băf, ciorbițe, nu puteai să mânci o friptură de carne de vită. Du-te și ia vită argentiniană, da, de la marile magazine, că intri cu degetul în ea ca în brânză, nu știu, e maturată, injectată, e foarte moale, deci nu mai avem nevoie să mestecăm. Practic, oasele noastre se micșorează, pentru că nu mai avem vigoarea aia de masticație a lucrurilor puternice. Da. Și nici copii, exact cum spui, nu mai mușcă dintr-un fruct. Iaurt cu fructe, da. Măr ras, îi cojește coaja, exact, nu-l mai, niciun copil nu mai vezi că mușcă dintr-un măr de la sănătos. Să-și nască, da, da, exact, seva aia să... Mie așa îmi place să mănânc măr. Am mâncat aseară un măr. Și eu la fel sunt. De ieșeau spumele din el, da, când îl mușcam, da? Uite, bine, am și cu ce. Și eu la fel. De aia sunt pentru număr, nu sunt pentru număr redus de implanturi. Pentru că niciodată nu poți să faci
faci așa ceva. Când ai 4 sau 6 implanturi care îți înlocuiesc 24 de rădăcini cât are omul natural, nu în viața ta nu poți să faci așa ceva, trebuie să mănânci doar moale, că după aia te certă doctorul că ți-au pierdut implanturile. Zice, păi n-ați mâncat, domne, moale. Deci, da. De-aia trebuie să ai multe implanturi în gură, să poți să mănânci și să te bucuri de o viață și să muști un măr și să-l savurezi lucrurile mai tari, nu? Da. Să știți că lucrurile tari creează și o autocurățire a dinților și un masaj al gingiilor. Exact, deci când mănânci un morcov tare, cine mai mănâncă morcov tare acum? E un morcov de la românesc din piață și să muși din el. Au, mi se rupe dintele, stai cam o coroană, stai cam o fațetă, toată lumea se ferește, nu? Da. Acum ce mâncăm? Avocado, care e de consistența cremei de vanilie, nu? Salatele le găsim gata tăiate la magazin, foarte mici, ca la rațe, așa. Deci avem foarte puțin exercițiu chiar și la nivelul cavității orale. Nu mai avem exercițiu de masticație. Iată că ziceai de stil de viață sportiv. Lumea nu mai merge pe jos, nu mai face mișcare, nu? Cam da. Hai să vedem bolnavii oncologici și ei cred că sunt o categorie aparte. Bolnavii oncologici sunt bolnavi cu, iarăși, cu o abordare specială pentru că ei fac chimioterapie. Radioterapie. Chimioterapie este aceste citostatice. Ce înseamnă citostatic? Cito este denumirea de la latină de la celulă. Citologie este, știți că vă duceți și faceți, dați-mi și mie un examen citologic, știți? Faci Papa Nicolau, nu? Femeile fac Papa Nicolau. Odată pe an ar trebui să examen facem citologic, toate, adică el îți ia de acolo, de pe col, și face o cultură celulară să vadă ce celule cresc. Deci cito vine de la celulă. Citostatic, ce înseamnă? Celule care nu mai... Care le dai în cap să nu mai crească, da, ca tumorile să nu se rezolve, să nu se dezvolte. Deci, practic un pacient care face citostatice, nimic nu va înflori la el în organism în această perioadă, pentru că el face acea cură ca să diminueze celulele proliferarea celulară, care înseamnă cancer, tumorile astea care cresc, adică au luat-o aiurea celulele și cresc tumori. Deci, este absolut interzis ca unui pacient în această perioadă de tratament oncologic citostatic să-i faci orice fel de tratament care implică regenerare osoasă, care tu vrei să crească osul pe implant, nu? Da. Aș fi reticent și la extracții, dar radioterapia este cea care distruge și mai mult țesuturile în zona de radioterapie. Și atunci... trebuie să evităm tratamente stomatologice pe perioada acestor tratamente în radioterapie la oncologici. Dar dacă pacientul face radioterapie la picior, la șold, nu ne interesează, nu e interesant pentru oasele maxilare, putem să facem, pentru că radioterapia la ora asta e tot mai evoluată și se face țintit pe tumor. Deci doar este iradiată doar zona cu probleme. Citostaticele ar pune o problemă și aș amâna tratamentul pe implanturi până când termină tratamentul de citostatice și încă 6 luni ca organismul să începe să regenereze. Știți foarte bine că sunt pacienți care după această cură de citostatice le crade părul și după aia le crește mai crește viguros. Mai ai o perioadă da. Bună pentru că organismul este în regenerare. Da. Da? Bun, a terminat cu cura și atunci poți să faci. O altă clasă interesantă, da, avem o întrebare. Avem un telefon, exact, Nicușor din Alba și apoi revenim la ce vreți să povestești. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct, bun venit! Mulțumesc, sărut mâna! Bună seara! Aș avea o întrebare pentru doamna doctor. Sufăr de o boală autoimună, miastenia gravis. În situația în care sufăr de boala asta, se pot pune implanturi dentare? Ce tratamente luați? Să ne dați substanțe active, da? De mira substanței active, nu a medicamentului, vă rugăm. Substanța activă, nu știu, decât medicamentul propriu-zis. Haideți că ce, asta e reclamă? Da, n-avem Mistinol. Poate vă uitați în prospect, mai povestim acum un pic și căutați prospectul și citiți acolo substanța activă. Este în regulă. Da? Și reveniți la noi la cabinet să stăm de vorbă. În general, nu cred, pentru că miastenia gravis, asta este o boală care, de care suferiți muscular, nu-i așa? Transmiterea mișcărilor musculare de la terminațiile nervoase către mușchi. Da, asta este miastenia gravis. Deci nu cred că avem o implicare osoasă cu o vindecare osoasă. Nu, sigur nu. Da. Deci din câte știu eu, nu reprezintă contraindicația această patologie, dar trebuie să vedem ce medicamente luați
și ce contraindicații au, să ne consultăm cu un medic, eventual medicul la care vă tratați, la cine mergeți, la un imunolog, la ce medic, ce specialitate? Din Alba, domnul Nicu. Neurolog. La un neurolog. Trebuie să vorbim cu un neurolog, avem și noi neurologi aici să ne consultăm, ca să putem să vă facem un tratament cât mai bine țintit. Este regulă, mulțumesc, doamna doctor. Mulțumim, vă așteptăm, scrieți-ne la clinică și vă răspund personal, da? Mulțumim, da. Sănătate! Mulțumesc tare mult! Cu drag! Mulțumim și noi, la revedere, seară bună! Să revenim la bolnavi oncologici. Da, am cam terminat cu bolnavi oncologici. Vroiai să mai dai un... Vroiam să vorbesc despre bolnavii cu boli reumatologice. Aha. Avem poliartrita reumatoidă. Sunt boli destul de grave, da? Și ei, în general, iau imunosupresoare. Aceste imunosupresoare care îți dau în cap imunității, chiar și bolnavii oncologici mai nou, ei fac stimulări de imunitate. Au început acum tratamentele de oncologie să nu fie bazate doar pe citostatice, ci și pe imunostimulare la ei. Deci se stimulează, practic, sunt tratamente care vor să pună organismul într-o poziție mai bună de luptă cu cancerul. Pe când în poliartrita reumatoidă sau toate bolile astea reumatoide cronice, ei iau imunosupresoare. Unul din ele este metotrexatul, este o substanță, da? Deci ele sunt substanțe care supresează organismul și el nu reacționează bine la refacere. Deci din cauza asta acești pacienți se îmbolnăvesc, trebuie să aibă grijă de ei mult mai mult, pentru că luând imunosupresie nu au o capacitate de apărare foarte bună. Am pacienți cu implanturi cu aceste boli, pentru că ei sunt pacienți compensați. Da, trebuie văzut puțin, pentru că unele boli s-au dezvoltat ulterior implanturilor inserate și atunci îi țin în evidență. Mă uit la ei o dată pe an. Chiar ieri am avut o pacientă pe care am investigat-o, stă foarte bine cu implanturile și totuși este pe aceste imunosupresoare pentru că are această poliartrită reumatoidă și dureri osoase, de șold, de coloană. Aceasta mai este o clasă de pacienți care ar trebui mai bine tratată și, în general, ei nu prea se tratează. Pacientul, nu știu de ce pacientul român, se complace în durere. Am foarte mulți pacienți cu dureri de spate, cu dureri de picioare și nu se duc la doctor. Da, nu știu, amână de frică, de teamă, de crezând că poate lucrurile se rezolvă, dar de cele mai multe ori nu se rezolvă, ci dimpotrivă se agravează, da, din păcate. Din cauza problemelor financiare, poate, nu știu, nu-ți permiți un consult? Alți pacienți cu imunosupresie sunt pacienții transplantați. Da, foarte bună. Pacienții cu transplant, da, sunt din ce în ce mai mulți. Și România a evoluat foarte mult și avem foarte multe centre de transplant renal, hepatic, și sunt foarte mulți pacienți cu probleme. Foarte în mulți cazul lor, la fel trebuie să ții cont de ceva anume sau... Păi, sunt pe imunosupresoare toată viața. Toată viața ei nu s-au supresie pentru că ei sunt în riscul de a rejecta, exact, organul transplantat. Deci, foarte puțin, foarte puțin au o compatibilitate atât de mare cu donatorul încât să renunțe la imunosupresie. Și atunci ce faci dacă ai probleme? Nu prea poți să pui implanturi, este un risc. Este un risc. Pot să reacționeze bine, pot să reacționeze foarte prost, să piardă implanturile, mai mult de atât nu pot să faci. Am avut pacienți, eram și eu mai tânără, am riscat împreună. Hai să vorbim și de respingerea implanturilor în general. Știi că există mitul ăsta sau unii se tem că dacă organismul respinge implantul. Cred că organismul nu prea respinge implantul. Implanturile, în general, implanturile astea clasice sunt din titan. Titanul a fost tot îmbunătățit din punct de vedere al rezistenței lui, pentru că o grămadă de implanturi, nu că le-a respins organismul, s-au rupt, pentru că sunt tot felul de implanturi de calitate mai bună sau mai proastă. Da, mai scumpe sau mai ieftine, și dacă pacientul alege poate ceva mai ieftin. Săracul pacient nici nu știe ce să aleagă, el merge pe mâna doctorului, doctorul e cel care alege implantul. Dacă el lucrează cu niște implanturi proaste, ieftine, lucrurile astea se văd în timp, nu imediat, adică și ajungi, poate, să noi punem implanturile să țină toată viața, să ne înțelegem. Noi nu punem un implant să țină 5 ani, 6 ani, că nu suntem Dumnezeu să știm ce mănâncă pacientul acasă și cum o să se poarte. Noi trebuie să facem treabă bună, pentru că pacientul plătește o grămadă de bani și el trebuie să le aibă toată viața. Uneori nu poate să le aibă toată viața, pentru că totuși este un tratament pe care îl faci, nu? Dar
În cazurile în care tratamentul este bine dimensionat, implanturile sunt în număr mai mare și atunci forțele sunt echilibrate la nivelul maxilarului, ăla este un pacient pe care poți să-i spui că o să-i aibă până la adânci bătrâneți implanturile. Aceste tratamente pe număr reduse de implanturi, pe 4 implanturi, pe 6 implanturi cu care vuiește netul, sunt niște tratamente care nu cred că o să țină toată viața. Pentru că este imposibil când la maxilar am avut 24 de rădăcini, dacă numeri toate rădăcinile pe care le au molarii, au câte 3 rădăcini și tu numeri fiecare rădăcină, 24 de sprijine cu care noi mâncăm și se pun acum 6 aici în față, cu extensii în spate, deci molarii cei mai rezistenți dinți sunt în extensie și tu mănânci într-o consolă. N-are cum să funcționeze toată viața când pui unui pacient de 40 de ani, care e un pacient tânăr. Câți ani ai simonat-o? Vrei să spun acum direct? Am trecut de mult de 40. Măi, dar am dinții naturali. Ai dinții naturali, dar dacă n-ai avea... Tu ai fi de acord să spui 6 implanturi la maxilar? Nu știu, m-a ferit Dumnezeu. Să ai o calitate de viață redusă. N-ai voie să mănânci tare, n-ai voie să faci. Adică e clar că un implant nu-l respinge organismul. Implantul este respins de proasta soluție dată de doctor. Pentru că ești tânăr, ai nevoie de forță să mănânci mult și zdravăn, că vrei să te bucuri de viață, să mănânci și șoric și o pastramă de oaie, nu? Și o ureche de porc. Că văd că sunt la magazin, am și luat. Păi se apropie Crăciunul. Și sunt mai tari, da, și sunt foarte bune, dar trebuie să ai cu ce mesteca urechea aia de porc. Da, adică, corect. Normal, și pacienții vor să se bucure de viață, de aia dau bani și pun implanturi. Nu poți să le spui, hai că vă pun, dar să știți, niciodată nu mai mâncați lucruri dure. Asta nu e calitatea vieții, da? Și atunci, implantul nu e respins, că după aia te duci la doctor și zice, vai, v-a respins organismul. Nu, domnule, nu ți-a respins niciun organism. N-a fost bine făcută lucrarea, prea puține implanturi, prea multă forță pe ele și osul ăla săracul n-a mai putut. Este ca și cum tu vrei să te dai, să zicem că ai 60 de kg, tu n-ai 60 de kg, eu am, da, tu n-ai, eu de 60 de kg, vreau să mă dau într-un hamac și tata a pus în curte doi pruni, care sunt atâta, da? Și eu leg hamacul ăla, păi nu dau cu fundul de pământ în momentul 2? Pentru că pomii aia nu o să țină greutatea. La fel e la implanturi. Tu pui un număr mic de implanturi și vrei pacientul să aibă viață, la fel cum ar avea 24 de rădăcini sau 14 dinți în gură, nu? Da, e bună comparația pe care ai făcut-o ca să înțelegem. Ca să înțelegem, adică, bineînțeles, nu poți, vrei să te dai... Ai 60 de chile, vrei să te hâți în pun hamac? Alegi și tu un nuc bătrân. Ceva doi, solid, exact, să te țină, care... frate. Și să-l țină și pe soțul de 90, nu? Și pe amândoi. Deci, cu cât vrei să ai o calitate de viață mai bună, să țină mai mult timp, stâlpii trebuie să fie mai mulți și mai disparați. Deci, să revenim la rejectul implantului, e un mit. Nu există așa ceva. Sunt foarte rare cazurile să aibă cineva alergie la titan, pentru că titanul este un metal care se folosește, nici nu mai știu, Ilizarov, cred că în 1800 și ceva, acest medic ortoped extraordinar făcea osteodistractoare osoase din titan, tijele din titan, șuruburile ortopedice, protezele de șold, protezele, deci, de genunchi, rezistă stenturile cardiace, de sunt o, organism, deci steriletul. Da, corect. Steriletele. Deci titanul e băgat la noi în organism, pe toate peste găurile, pe toate organele, de 100 de ani. Acum, la noi în gură, e cel mai steril mediu, pentru că tu implantul pui în os, este închis. El nu vine în legătură nici cu salivă, nici cu placă bacteriană, că el e închis în os și de gingie. Dacă structura protetică de deasupra e prost făcută, prost dimensionată mecanic, tu nu muști cum trebuie, așa cum trebuie, implantul ăla tot timpul primește stres osos, se numește. Bărbații știu că au auzit pe la mecanică de stres, stresul metale, torsiune. Asta se întâmplă când lucrările nu sunt bine echilibrate. Și atunci ce se întâmplă cu implant? Uite, domnule, îl rejectează organismul, ce să vede? Nu există rejecție dacă lucrul e bine făcut. Mai nou, anul 2021 sau nici nu știu de 2-3 ani, există pe piață mai mult că ele de mult se tatonează implanturi din zirconiu, cum se fac și dinții. Zirconiu este un material nou în implantologie. Nu știu dacă este mai rezistent, eu încă mă tem să lucrez cu el. El este extraordinar de bine integrat în os, pentru că zirconiu este foarte iubit de țesuturi. Dinții de zirconiu care se fac acum, știți că înainte făceam metaloceramic, acum facem dinți din zirconiu cu ceramică. Gingia e frumoasă, nu o să vezi niciodată gingie inflamată, neagră. Dar se sunt pupă. Și mai scumpi.
Dublu de scumpi. Da, acum da. Ce vrem? Și cu sufletul în rai, știți vorba aia, deci, nu? Nu se gingia de multe ori schimbă culoarea acolo. De la metal. La baza... Bine, dacă nu e bine preparat, dar în general zirconiu este un material pe care îl iubește organismul. Și atunci au inventat niște oameni deștepți implantul din zirconiu. Numai că el are o procedură specială, este mult mai scump, este foarte scump, are o procedură specială și dacă nu-l inseri, dacă protetica nu e bine făcută, tu vei avea un implant integrat în os, dar care este fisurat, pentru că el nu a fost bine încărcat mecanic. Pe când titanul este totuși un metal care nu se îndoaie, nu se rupe, dacă e un implant de calitate. Am văzut nenumărate implanturi rupte, despicate în pană, pentru că ele sunt niște implanturi prost făcute, foarte subțiri, iar construcția protetică produce tensiuni, n-a fost bine echilibrată și implantul se rupe aici în col, da? Și găsești câte o bucată de titan în os, aiurea. Astea sunt accidente care se datorează unei asocieri de probleme, care este implantul de proastă calitate cu o proastă fizică a protezei. Ați înțeles? O mecanică. Pentru că noi, de fapt, care facem implantologie, jumătate, dacă nu mai mult de 56, suntem ingineri mecanici. Pentru că avem tot felul de șuruburi, raceturi și scule ca așa să e, facem da. Lucrările. Dar cunoștințele noastre de fizică, de forțe și de repartiția forțelor ne ajută ca implanturile noastre să fie în os ani de zile. Deci, cunoștința de mecanică și de fizică, mai puțin cunoștința de chirurgie, pentru că acolo durează 5 minute să pui un implant. Dar să-l încarci și pacientul să-l aibă în gură următorii 30 de ani, asta este o cunoștință de protetică, de tehnică și de fizică. Foarte interesant tot ce povestești, Nancuța. Am ajuns la final astăzi. Nici nu știu când. Am vorbit continuu, mi s-a uscat gura. Și am uitat să-ți dau apa. Am făcut poze și am uitat să-ți dau apa. Îmi cer scuze, o să primești acum imediat. Pe final, concluzia. Deci, iată, indiferent de ce problemă de sănătate sau probleme asociate în funcție de vârstă, dacă sunt și probleme stomatologice, iată, împreună cu un medic priceput, și cu celălalt în general, pacienții care trebuie să știe. Cumva în echipă lucrurile se pot rezolva. În general, pacienții trebuie să știe că la implantologie și în general în chirurgia orală sunt puține contraindicațiile absolute. În general, contraindicațiile se pot amâna, adică sunt relative, cum le zicem noi. Nu pot să spun azi implantul, dar peste 3 luni poate pot să ți-l pun dacă îți merge bine. Eu știu foarte multă medicină generală că mi-a plăcut, dar nici eu nu le știu pe toate, că nu sunt medic generalist. Mai citesc, mai dau un telefon, o întreb pe anestezistă, fiecare caz îi găsim rezolvare dacă vrem. Eu de multe ori pe loc sun, pentru ca să nu scap pacientul din mână și ca să nu cumva să nu-i dau informația care îi trebuiește. Bun, deci iată, soluții se găsesc, trebuie să ținem legătura cu medicul și să ne fie bine. Îți mulțumesc pentru sfaturi, te aștept să revii. Și să mai povestim și alte povestim date. Despre dinți într-o zi, odată vin cu despre fizică, a, cu așa, forțe, dacă îmi puneți o tablă să desenez. Hai că vedem, rezolvăm. Mulțumim pentru mulțumesc astăzi. Și eu foarte mult. Și celor care ne-au fost alături, ne-au sunat, ne-au întrebat, aveți grijă de voi. Mulțumesc și colegilor mei că sunt mereu alături. Eu sunt Simona Bălănescu, vă aștept și mâine de la ora 18 aici la Doctor Medica. Acum vă las cu Eugenia Foarfe că începe Sistemul Medical. Seară bună să avem cu toții, pe curând!